Înainte de a începe episodul propriu zis, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite, Crăciun fericiți, alături de cei dragi, să vi se împlinească toate dorințele, să vină moșul și când vine moșul să-l prindeți de coaie și să-l, mă rog, nu mai contează ce faceți cu moșul, dar în principal să aveți sărbători fericite. Bun, numai că de data asta mă aflu pe Greenstone. A fost băgat un update major de iarnă de Crăciun, adică nu putem aici observa brăduțul ăsta ce frumos e. Diferențe la interfață de la ultimul episod, așa că haideți să ieșim afară din acest apartament. Numai să ia asta care era ușa de ieșit. Cum am zis, este super măricel apartamentul. E aici unde am închiriat ultima oară. Bun, hai să ies aici. Weather report, alertă de ceață, vântul bate moderat, vizibilitate va scădea sub 50 de metri, conduceți prudent, ok, așa o să fie. Apropo, vedeți că o să aveți niște green coduri și pentru cei care n-au auzit de acest server, serverul este pe launcher, o să vă las tot pachetul în descriere. Bă, sper să nu se aude muzica prea tare. Bun, hai să spawnez o mașinița, nu știu unde exact, hai să dau un spawn. Nu știu unde exact este mașinița, slash fiind vehicle. Așa, am ceva de mers. Ia-s curios dacă e pe aici vreo mașină ceva deschisă, un Opel, ceva, o Mobra, un Trabant, maybe. Vedem acest Trabant, este deschis. Trebuie să fac parte din clanul Family Life. Atunci, ia stai, nu e pe aici ceva, un rent-a-car? Da, hotel rent vehicle, bun, perfect, teren veh. Hai să mă gândesc ce mașină se iau ceva mai tare. Cred că un Porsche, asta zic că... Oh, shit, am luat Audi. Oh, be careful, guys, be careful. Bun. Mă gândesc că pe aici trebuie să părăsim, deci în oraș sunt decorațiuni de iarnă, adică putem vedea pomișorii cu zăpadă. Nu o să stau eu să fac roleplay sau așa mai departe, cine știe, în episoadele următoare, pentru că o să mai postez pe acest server. Ceva vreme bună de acum încolo. Mamă, uită beteala, luminițele, dacă n-am văzut cel puțin cum unde stau eu în Timișoara, luminițe, las că e bine că văd aici. Uite ce sexos, chiar arată super mișto și... Aoleu! M-a dat de majulit. Mă rog, hai să mă sui înapoi în automobil. Ar trebui să-mi pun centura. Numai că... Ia, pe ce puneam centura? Am blocat mașina. B. X. K. Bă, nu mai știu exact. Slash set belt. Sau slash centura. Așa, slash centură, bun. Trăim în România, m-am gândit că e pe englezește, pe minuni. Vedem acolo și un pumn împodobit, pe aici din nou luminițe. Uita zăpada pe iarnă, așa că oamenii se găsesc să facă drifturi și vedem aici omuleți de zăpadă. Bun, haideți să mergem la târgul de Crăciun. Get gift. Bun, putem vedea că, mamă, avem puțin de mers, un pic mai bine de mers. Aici e târgul de Crăciun, numai că trebuie să avem o mașină ceva mai puternică, așa că eu de asta mi-am luat acest E8, încât, bă, E8-ul e o mașină, brr, mamă, ce patinează. Titit, stai o țăr că ne tamponăm. Bun, o să mergă super rapid la târgul de Crăciunel. Mamă, dar patinează super rău. Uite aici, o mașină împotmolită. Băi, frumos, zic, chiar îmi place super mult cum e făcut. Și ticule, e făcut pe San Andreas, e făcut pe Samp. Deci e ceva. Dacă v-ați plictisit de hartă originală și vreți ceva mai așa, mai stil românesc, să zic așa, puteți să intrați aici. Bun. Hai că am eu o mașinuță destul de rapidă, mamă, bă, hai să vedem pe unde trebuie să o luăm. Cred că pe aici e ok dacă o iau, da, merg țaca-paca. Știu că s-a băgat un update Transfăgărășan, dacă nu mă înșel. Cum am zis, bă, sper să urc cu acest automobil. Bun, hai da să merg totuși.
să ajung puțin mai rapid, nu zic și eu așa, ce face asta cu bicicla. Hai că cred că e ok tot pe aici. O să încerc să nu mă bâlbăi atâta, pentru că nu vreau să editez clipul. E și pentru mine ajunul, după care, după ce o să postez acest clip, o să merg să film, doamne, să filmez. O să mai merg, o să mai stau cu familionul, mă sper să nu-mi dea și creș. Nu mai stau cu familionul, mai un alt în familie. După care mai bem ceva și tot așa. Mamă, ăsta o să fie un episod super lin, adică, nu știu, mie cel puțin asta mi se pare, că ofer așa un vibe liniștit sau liniștitor, cel puțin la mine așa-i. Așa cu muzica asta de iarnă și, nu știu, tot așa, Crăciun în general, e liniștit. Bun, hai să merg să ajung eu, sper că nu mă golește de bani, adică vă cam ceva bănuți. O șustă românească. Și numai sper că o iau bine. Adică nu sunt sigur dacă o iau bine. Hai să mai vedem pe aici. Aici e ceva? Fabrică? Habar n-am. Pot să fac șuste pe aici? Bă, pe bune, mă jur că nu știu cum să ajung. Cred că pe aici. Da, cred că dacă nu mă șel pe acolo. Bun, hai dacă mai fac eu. Mai... am cum să iau pe aici? Da, bun, hai că Audi E8 a devenit și o mașină ideală pentru off-road, nu numai pentru mers așa competitiv. Merem printre pomi, puțin, așa, auleu, aici așa. Bun, cred că pe aici trebuie să merg, dacă nu mă șel. Numai să am grijă să nu fac și poc, adică, da, cred că aici e, cred că pe aici. Ia stai să mă mai uit o dată pe hartă. Da, altundeva, nu știu pe unde aș putea să ajung. Cel mai probabil pe aici. Și? Mi-am luat țeapă? Să moară fanalina, că eu știu cum să ajung. Capture. Și pentru a putea captura teritoriul. Mamă, sistemul ăsta mi se... știu că ceva de genul ăsta mă jucam în server de Daisy când eram mai micuț. Ia stai că fac eu șuste românești, mă, n-are cum eu să nu găsesc drumulețul. Dacă nu facem... nu, iar mi s-o deschipit luminii să le ajungem noi în stilă românesc, nu vă împacetați. Descoperim și noi împreună dubla 1 by Stringer. Let's go. Hai mă, cine a zis că mașina asta, mașinița asta nu urcă? Și am găsit târgulețul de Crăciun. Îs curios dacă e vreun drum de acces sau nu e drum de acces. Nu, Miramaș. Nu cred. Sau... ia. Bun, no, las aici mașina pentru că este imprevizibilă. Merem cu telegondola. Ia stai să vedem, era pe aici drumuleț? Bă, nu cred, nu cred, mă rog. Bun, târg de Crăciun pe Samp. Am trebuit să o văd și pe asta. Haideți să mergem să dăm gift. Bun. Mamă, ce pe aici? Merry Christmas. Oh shit, be careful. Zici că e târg pe Germania. Numai acolo erau așa frumoase târgurile. Și get gift. Nu știu dacă pot să dau. Da, și-am câștigat 250 de... o, stai că pot să dau de mai multe ori. Nu mai am gift points. Hai să mai vedem ce mai e pe aici. Așa, uite, putem să ne facem frumos. Cred că aici și-au făcut poză Neilie cu Maria. N-am ce să comentez. Și acolo e un tunel. Și haideți să merem la o căbănuță, nu? Nu cred că e pe aici, undeva mai pe aici. Hai să vedem. Cred că asta. Ia, pot să intru în ea? Presful. În această cabană poți folosi comanda /AGGS. Bun. Ia, special items. Bun, mie nu-mi trebuie special items. Sau? Ba, uite. Pot să-mi iau fular. Am bănuți, da? Uite, mi-am unul de asta roșu, cu bănuți. Bun. Hai să vedem la back items, ceva special. E o sanie? Că nu văd acum. Chiar nu-mi dau seama ce e. Căciulă? Ce dracu, e candelă? Ok. Măști. Ceva special de iarnă? Bă, uite că e candelă... green, GM-ul, chiar nu știu ce-s GM-urile.
geanta, gentuța. Uite, ce? Cafă Gucci? Ok. Acadele. Pot să cumpăr și o Acadia. Watch. Văd că și aici e ceva special. Glasses. Hai să vedem ce glasses mai ies. Ce nu e în primul rând? Ce obiect nu poate să fie? Ia uite, ce ochiță. Da, bun, ăsta are ochelare, așa că n-are relevanță. Bun, și aștia pălările. Dă-i asta-i să ies. Bun, slash edit. Și putem să le și... le modificăm poziția, să le facem pe bunul nostru plac. Bun. Ăsta... nu știu cum să-l pun. Așa, bun, bun, bun. Aia zic, cred că cam așa ar trebui. Bun, și acum umblăm din coordonatele astea. Numai că mi-e ciudat puțin. O să pun decât fularul ăsta mai... ah! Ura, mătisam. Îl pun așa. Aia nu mai stau să editez. Arată cât de cât ok. Bă, dar pe bune, chiar îmi place super mult cum e făcut. E făcut sexos. Bun. În spatele cabanei avem aici minunata peșteră F. Wow, be careful guys, be careful. Hai să mergem pe aici să vedem ce și cum e. Ce am observat că zic bun de multe ori, trebuie să mă dezvăț. Păi și pe unde ajung aici? Ok. Zici, mă simt, zici că-s Aladdin. Ia stai un pic să dau eu muzica mai încet, că nu știu ce mi se pare mie, că parcă se aude prea tare, dar nu știu ce să zic, nu cred. Bun, am ajuns aici. Să nu mă suie în apă. Ce? Ce urât e? E mistres, e urât. E, mamă, ce-mi plac mie tunele. Știu de la ultimul quest că eu și tunelele egal big love, you know? Chiar nu știu. O bune, nu mai știu. Așa, bun, am ajuns înapoi pe aici. Ia să zici, m-am văzut acolo că poți să te urci. Bă, I want to back it to business. Ia, și aici oare ajung înapoi sau nu ajung înapoi? Zi, te rog, ajung înapoi. Să moară trandeția, să moară trandeția ta. Bă, nu mai știu. Na, ce-mi plac femeile. Bun, și merg pe aici. Și înapoi aici. Așa, de o iau în dreapta. Te iau în dreapta, ajung înapoi. Pe aici, ia. Așa, bun, perfect. Ia să vedem și ce e aici. Wow, satanel. Spiridușul. După ce ieși din peșteră, dreapta jos, pe râul de lângă, care este un râu înghețat. Există un concurs de drift la care se poate câștiga o Tesla Cybertruck Christmas Edition. Ui! Știi că mie îmi plac mult labirintele. Bun. La mine cred că nu dorește să iafu aici. Eu nu înțeleg de la mine ce nu dorește să ia acest F. Gata, l-a luat acum. Do you like my rachetă super perversă? Încercăm și noi să participăm la concursul ăsta de super drift. Suete, mane, suete. Așa, gata, am deblocat acum. Perfect. Ai, te pup. Cred că aici e rău înghețat. Ia stai.
Cred că da, dacă nu mă înșel. Exact. Oh! Pot să spun că am rămas fără cuvinte. Ai să modif, cred că, handling-ul și aici poți să faci drift. Deci ăsta e răul înghețat de care vă ziceam. Mamă. Băi, ești nebun. Mamă, cum se controlează. Am zis să iau o mașină potentă. Dar asta nu e mașină de drift. Un Skyline-ul ăla ar trebui să fie de drift, din câte știu. Asta nu chiar atâta. Asta slăbuț pe drift, destul de slăbuț. Și na, deci care face cel mai frumos drift, aveți posibilitatea de a câștiga un Tesla Cybertruck Christmas Edition. Bun, haideți să mergem și în noul oraș, fiind Biz 54. Chilcăpă. Ia, să vedem. Subaru. E, parcă e altceva. Numai că nu sunt eu cel mai bun expert în făcut drifturi. Și așa că... ar trebui NOS. NOS ar trebui. Dar tot parcă mere să faci o țâră așa. Puțin așa de control. Doar că sunt eu cam bâtă pe drifturi. Hai să vedem unde este The New City. Da, e destul de aproape. Mamă, ce Tesla frumușel. E pizdos. E, nu, hai, e sexos. E sexy. Dar ăsta trage o țară mai tare. Dar așa că îmi permit, o să mă car cu ăsta. Îl iau pe ăsta să merg în oraș. Mamă, cum merge, ești nebun. Bun, haideți să mă sui pe aici. Dacă tot e o creație super mirobolantă a lui Elon Musk, așa că ne băgăm să merem aspru. Au făcut Elon mașină ca lumea. Fix, asta ziceam ia stai. Nu mă sub... Na. Ia stai. Ia, hai. Urcă. Da, o ia prin spate. Na, m-a mâncat în sulă. Ia, este... ar trebui să meargă cu spatele, da. Hai, iau acum prin față, plăsă. Bun, perfect. Bă, sper că se aude lăutarii și am ajuns pe drum. Mamă, bă, dar cum se duce, cum se încinge. Și The New City Beach, cum ar veni. Aoleu, am crezut că scrie Cozonac secuiesc. O bune acum, fără mișto. Dar chiar ce-i cu bizul ăsta? Vreau să văd ce-i în el. Da, de mâncărică. Bun, hai că ies. Așa. Și scuze-mă doar că dă să iau și o gură de cola. Wow, be careful. Ah. Altă viață. A să mă râuit Stringer. Bun. Și ăsta e, deci ăsta este drumul de munce. Cum ar trebui să fie Transfăgărășanul. Cu asta n-ai. Ia stai. Ăsta e nu drum pe munte. Așa, fix asta am vrut să-l întreb. Văd că asta mere ca lumea, n-ai ce să comentezi. Cu nivel este deosebită. Cum numai pe Samp poți să vezi așa ceva. De asta încerc eu să nu o zgârii. Da.
De jur, dacă ții o Tesla din asta în viața reală, chiar că ești cel mai diferit față de toți. Adică n-are cum să nu întarcă nimeni capul după tine. Numai că trebuie să mergi încet, nu forjat maxim pe turbo suflant. Și ia uite mă ce vilă ne-am dat, dracu. Aici vă un club de mașiniști. Pasionați de mașini, eu am cinit prima oară club de maneliști. Dar aia să fie problema. Mansori Club. Să le salut. Facem așa o mică pozică. Să am grijă să n-apăs eu pe F10, că știți că pe F10 se întâmplă beleaua belelor. Și apropo, ca să câștigați un Tesla Cybertruck Christmas Edition, trebuie să dați like la videoclip și să lăsați un comentariu cu numele vostru de pe server, plus o urare de sărbători până pe 28 decembrie. Așa că, pentru cei care au văzut episodul până în acest moment, aveți un mic avantaj, puteți să câștigați o Tesla Cybertruck Christmas Edition. Bun, cum am zis, de green coduri / green code. Prima oară, nu green code, asta / use code și o să mai folosesc acum un cod. K9AXQBVSQBVSQ7. Și mama, am primit ceva lucruri. Bun. Cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Nu uitați, dacă vreți să apucați acest server, o să aveți totul în descriere. Serverul este pe launcher. Eu am fost Singer, vă pup, vă aștept pe server. Ciao, ne mai auzim.